Bine v-am găsit din nou pe House Flipper. Astăzi o să începem prin a ne distra noi cu căsuța noastră. Vedeți că avem aici o căsuță. Ei bine, trebuie să o rezolvăm. Trebuie să începem să o curățăm, pentru că nu mai uitați-vă cât de murdară e. Să aranjăm pe afară ce avem de aranjat. Ia uitați, bă, deci e murdară. Bă, murdară în ultimul hal, așa că noi trebuie să o aranjăm. Uite și acolo sus, what? Până și acolo. Bă, dar nu scap de mizeria asta nici cum. Hai să ne mai aranjăm și noi căsuța, pentru că am văzut-o acum când am venit, am zis, bă, dar stai un pic, nu e cam murdară căsuța noastră. N-ar trebui să o aranjăm și noi? Ei bine, asta o să facem, uai, și acolo sus, o să facem o casă foarte șmecheră. Bine, momentan vreau numai să o curățăm și după aia o să o și demolăm, eventual, la un moment dat, când o să deblocăm treaba asta cu demolatul, că momentan, din câte știu, nu tare putem să demolăm nimic. Însă, avem încă un skill la curățat, hai să vedem. Seal dirt, așa, 25, bun, asta, clar. Clar vreau să curățăm mai repede un pic, pentru că durează, chiar durează destul de mult. Aici ai, da, aici, bun, și pe exterior, what? E tu fișul ăla. Pe din afară am rezolvat, eventual ușa asta, nu? Așa arată ea, de felul ei. Mă rog, nu aia contează. Hai să adunăm de aici, adună tot. Și am înțeles că astea le putem vinde, nu? Ok. O să le vindem și astea, de ce nu? N-avem ce să facem cu ele momentan. Tot dispar. Bă, alea nu, drujba. Scaunul momentan nu. În baie lăsăm așa, o să curățăm noi numai. Bun. Dă-i pe jos un tic acolo frumos. Așa, cât de cât. Și după aia aici și pe perete și pe toate. Sau acolo jos e? Pare. Bine, atâta, ajunge momentan. Hai să mergem să mai luăm și noi o comandă în episodul de astăzi. Mail-uri aici. Wall to no down, students house to clean up. Ok, hai să curățăm așa o căsuță. Wow, oleo, stai un pic, că nu e ok. Bine, deci, hai să intrăm înăuntru. Vai, pe afară oare? Am înțeles, păi. Atunci cred că putem să le vindem. Și mai facem un bănuț. Alea nu. Ia, toate alea. Și ceva bani în plus, oare? N-ar trebui să ne scrie? Stai. Băi. Ăla de acum. Bine, nu putem să-l vindem. Aia. Vindem și astea. Ne scăpăm de ele. Am făcut 400 de lei pentru treburile astea? Ok, măcar îmi place că nu mă lasă să vând nebuniile alea. Măcar atât. Uai, avem ceva de curățat pe aici. Bun, tu, băi, vai ce micuță e căsuța asta. Am vrut să zic, vai ce micuță e căsuța asta și pe când deschid, ho-ho, asta da. Na, du-te în partea aia. Uite, deja ne-am făcut ceva bănuți. Și din vândut și din toate astea. Bine, cred că facem bani din treaba asta, încă nu știu, o să aflăm la un moment dat. Bun, hai să lăsăm, uai, ce aici, vai, gândaci. Da, și gândaci ăștia cum îi rezolvăm, stai un pic. Da, oare? Does not work the vacuum cleaner. Vacuum cleaner, dar n-avem vacuum cleaner, stai un pic. E locked. Păi, și atunci, mai vinde momentan din astea? Hai să ne mai scăpăm de nebunile astea de aici. Mamă, câte sticle. Uai, și aici, mai uitați-vă câte îs. Deci gândat și acum ar trebui noi să-i curățăm. 5 de tool, dar nu avem noi niciun tool pentru așa ceva. Uai, cât e de curățat pe casa asta. N-am făcut un screen și o să vadă înainte și după. Dar nu mai uitați-vă, nu mai uitați-vă la treaba asta. Look at this dude. Am înțeles, ok. Am înțeles acum cum se treaba. Deci mă uit la ei și dau E, ok. Hai, și voi de acolo. Hai, toată lumea, ieșiți la party. Și acolo, hai. Altceva mai avem? Nu mai avem pe aici. Ok, perfect. Hai să mai vindem tot ce găsim în părțile astea. Hai, cutiuțe, tot îmi place, măcar v-am zis. Nu pot să vând ce nu e a meu și atunci nu trebuie să înlocuiesc nimic, măcar că am vândut din greșeală. Băi, am făcut ceva bani deja. Băi, dar suntem plătiți chiar bine pentru căsuța asta. Scapă-te și de alea. Remove. Și suntem bine momentan. Las-o aia deschisă.
What, stai că... A, uite acolo. Uite ce am găsit noi. Hai, hai aici în aspirator. Vă cu aspiratorul aspir gândaci. Bine de știut, când o să am gândaci pe casă, sper să nu niciodată, da. În cazul în care o să am, măcar bine de știut. Bine, nu faceți asta acasă. Eu numai glumeam aici. Aoleu. Și acum trebuie să ne facem și noi skillurile astea. Și va trebui după aia să le rearanjăm. Tot nebunile astea locurilor. Măcar prizele sunt ok, câteva dintre ele. Și va trebui să facem. Noi ne-am luat acum un ultimul achievement luat. Ca să vă spun și vouă. Așa. Pune-te tu acolo. Pune-te tu acolo frumos. Și să rezolvăm. Ne lasă să curățăm cu 25% mai rapid și cred că se observă treaba asta în unele părți, în unele cazuri, că în unele cazuri nu prea. Acolo și hai să te rezolvăm și pe tine. Ia uitați. Acum am învățat să mă descurc mult mai rapid la nebuniile astea. Că m-am mișcat puțin off-camera după ce am terminat noi videoclipul și am zis să văd cum merge toată treaba și chiar mă atrage super mult jocul, nu știu, chiar e so, băi, so funny, nu știu, mie îmi place așa să curățăm pe aici, să le aranjăm. Aoleu, trebuie să vopsim și pereții, nu? Trebuie să vopsim pereții. Să facem și treaba aia. Am luat și niște skill-uri la pereți. Deci dacă dăm așa un mic tab să vă arăt skill-urile. Cam astea ar fi încă 297 clean elements. Ok, durează ceva. Aici trebuie să mai vedem încă o casă, să mai putem să luăm ceva pe aici. După aia, la demolări încă n-am făcut nimic. La painting mai trebuie să vopsim ceva ca să putem să luăm treaba asta. Să vopsim doi pereți în același timp. Și după aia la building, aia e altă treabă. Și uitați, se și observă treaba asta. Că noi curățăm cu 25% mai repede. Bun, stai un pic. Priza aia nu trebuie. Hai, stai. Nu. Ok, atunci. Oare așa -i? Nu era. Bine, deci așa era. Acolo un colț. Cam așa cred. După aia ce ne mai trebuie? A, da, să curățăm astea. No, curăț acolo rapid. Bun, pe voi vă mutăm. Tu acolo, tu, băi, aici și tu cam așa, după aia și le trag oamenii cum vor. Bun, după aia niște, what, stai, n-am curățat geamul ăsta, a, cred că am curățat, da, limba română, cred că am curățat alt geam. Mamă, casa asta de studenți cred că o să ne ia ceva timp. Bine, casa de după studenți. Bun, da, a, și pe tavan, bă, da, și pe tavan, mă. Așa rău? Bun, și pentru asta trebuie să cumpărăm noi de pe tabletă un. Exact, avem aici un calorifer. Perfect, îl punem exact aici. Hai să-l asamblăm. Că se asamblează. De ce nu vrea? Aoleo! Păi! Stai! Du-te de aici. Trebuie să putem să-l Acum putem să-l asamblăm, vedeți? Altă viață, deci trebuie să avem grijă să nu avem nimic pe acolo pus. Că după aia nu e ok. O să curgă. A, așa. No, bun. Și acum curăț acolo. Rezolvat, rezolvat. Și acum tu pune-te acolo. Ei bine. Următoarea treabă. Avem în partea asta, da? Sus, sau afară? Nu, nu intru. Ok. A, n-ar trebui să le pot curăța? Bă, pe jos, pe sus. A, ușa asta? Kind of. Cred că. Ok, ciudat. Bine, o să ajungem și în partea aia. Hai să mai curățăm pe aici. Aoleu, câtă mizerie. What? Ce fain se reflectă totuși albastru ăsta. Hai, sus. Nu contează că mai facem și niște mizerie. Aia. Măcar mai curățăm. Mamă, dar avem ceva de curățat până să ajungem într-un punct în care să mai luăm și noi niște skill-uri. Că vreau să-mi iau un mop nou măcar sau, nu, să iau 25% mai repede. Uite, lăsați voi în secțiune de comentarii ce părere aveți. Să luăm ăla să facem curat mai repede sau cum să fie treaba. Cu skill-urile, că poate sunt unii care au jucat mai mult decât mine și știu mult mai bine. Bun, și aici în... Păi, și atunci? A, stai, scaunele astea oare? Da, uite, scaunele alea erau, bun. Hai atunci să vă iau pe voi și să vă punem cum trebuie aici. 1. Și acolo două scaunele. Rezolvată treaba. În partea asta e că am zis eu că nu. Ok, asta e rezolvat.
Și stai, ne trebuie un calorifer aici. Păi hai să mai cumpărăm atunci un calorifer. Cumpăr încă unul. Punem-l acolo frumos. Și-l asamblăm. Uai, dar o să luăm ceva bani bun pe căsuța asta. Că dacă deja avem 6.000. O să vorbim noi în 6.000, nu o să vorbim 60 de milioane și alte nebunii, că totuși sunt bani noi. Atât. Next. Următorul stop, care îi? Aici pe hol. Așa de încetuc. Stai, ce avem aici? Aoleo. Aoleo. Hai să începem cu holul. Să știm că și holul ăsta e gata. Dar stai, nu ne-am terminat aici. Ar trebui să luăm ăsta, așa-i? A, uite, tavan, ok. Tavanul și după aia îi rezolvată treaba. Tu. Ok, tu, hai înapoi. Hai înapoi, acolo. Și atunci în partea asta, la altă zi. Aici. Pe jos, frumos. A, de fapt aici, uite că avem de montat ceva mai mult. Curățăm rapid și montăm ce avem de montat. Trebuie să ne uităm prin părțile astea. Măcar îți zice, asta e partea interesantă, că îți spune, bă, uite, trebuie să montezi aia, aia, aia și aia la altă. Deci de acolo, ok, montăm. Montăm și în colțul ăla oare? Bun. Și acum închide ușa. Hai să montăm. Ce îmi trebuie aici? Hai afară. Bun, și aici îmi trebuie sink, nu chiuvetă. Da? Deci, dă-i înapoi frumos. Chiuvetă acolo. Da, cumpărăm și o punem aici. Hai să o asamblăm. Atât. Acolo jos, frumos. În partea asta la altă la fel, același lucru. După aia aici jos. Trebuie să le montăm pe astea două. Apoi punem și le strângem. Punem și sus. Strângem și în asta la altă parte. Și ia uitați, altă viață. Acum sus. Aici și în partea asta la scurgere. Și apoi suntem rezolvați, da? Asta acolo. Și ia uitați, gata. Am montat și aici ne trebuie un... Pe limba română. Towel radiator. Așa. Și îl punem aici. Gata. Frumos asamblat. Cred că e un pic cam sus. Caloriferul ăsta de bucătărie de baie, dar merge. Merge, merge și așa un pic mai sus, nu contează. Dacă acolo au vrut oamenii, noi ne conformăm. Suntem gata aici, eventual la ușă se pare că mai trebuie să curățăm ceva. Sau aici? A, aici sus. Ok. Rezolvată treaba. Și atunci cămăruța asta, cămăruța... Uai, de fapt da, stai că asta e destul de curată. Și grafitul ăsta de pe perete. Și în partea asta aici la geamuri. Și ia curățăm aici rapid, rapid geamurile. Luăm fiecare cameră, bine, relativ fiecare cameră pe rând. Ca să nu ne plimbăm să, bun, facem acolo, facem dincolo, nu, le luăm până și atunci știm sigur că suntem gata destul de lejer. Hai, curățenia. De fapt, stai, asta trebuia? De fapt, a, da, trebuia. Acum îl văd. Păi și stai, ce am uitat noi? Băi, dude, what? Am uitat eu ceva și nu-l văd. Gata, e rezolvat. Și atunci, aici, frumos. Și pe lateral și ne mai trebuie încă un calorifer. Dă-i înapoi. Astea recente. Ăsta, cumpără-l. Și îl punem acolo frumos. Hai să-l asamblăm. Și în partea asta la altă la fel. Și cred că o să mai jucăm noi un pic off camera pentru a face rost de niște skill-uri. Ca să facem noi treaba mult, mult mai repede. Deci avem două camere. Și stai un pic că aici trebuie să văd. Cumva aici sus. Sau a, aici jos, ok. După aia, oare? mai greu până mă prind. Aici în spate nu-i nimic. Și atunci din partea, a, ok, am înțeles. Aoleo! Bă, dar au dat ceva parte oamenii aici, nu glumă. Adică nu mai uitați-vă cum arată toată casa asta. Hai, o aranjăm noi frumos, doar nu degeaba o să primim... Uai, o să primim 10.000 de lei, bă, treaba asta? Bă, mie îmi convine, eu nu zic nu. Eu nu zic nu. Puneți acolo frumos, să avem loc să mai curățăm. Și aici, ok, tavanul. Și în partea asta la altă la fel.
Și atunci ne mai trebuie... Băi, aranjăm și astea frumos, nu? Atât, tot acolo. Aici nu avem de făcut nimic și ne mai trebuie încă un calorifer. Mamă, dar numai calorifer, le trebuie la mine în casă. De fapt, na, momentan cred că numai asta știu să fac. Să montez niște calorifere, așa că facem curățenie și curățăm calorifere. Curățăm, montăm, pardon. Băi, atât. L-am strâns până în capăt. A, uite, am găsit. Am găsit unde era problema. Și acolo un colțoare? Da. Băi. A, uite acolo, în partea asta, la altă. Sau, nu? Astea erau altele? Și aici unde ar trebui să stai? Wait, 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 wait a minute. Unde ar trebui să fie? Ok, lasă, lasă mai alea. Aoleo. Stai că în baie mai trebuie să montăm una alta. O să dureze ceva. Deci v-am zis, numai la casa asta stăm tot videoclipul. Bine, și la început ne-am mai distrat puțin pe la noi pe casă. Va trebui să demolăm tot după ce o să mai facem rost, după ce o să mai învățăm una alta. O să demolăm pe acolo tot ce trebuie. Și o să ne distrăm, uite acolo pe tavan. Și o să ne distrăm noi să facem casa visurilor noastre. Dar până atunci, de fapt, oricum o să ne mutăm din văgăuna aia. Deci nu cred că are sens să o mobilăm momentan. Dar vedem, vedem. Deci ne trebuie încă un calorifer. Și după aia, în partea asta la altă, ne trebuie... Nici nu știu ce. Da, o să aflăm, o să aflăm. Aici pe tavan, aici jos. Aici jos și aici în colțoare. Pe ușă. A, ok. Rezolvat. Și unde ar trebui să fie? A, aici. Bun, bun, bun. Și atunci, hai așa și la geamul ăsta. E interesant totuși că au geamul destul de mare și bine, că toate geamurile sunt practic cam la fel. Nu-i mare diferență între ele. Bun, și atunci trebuie să montăm în partea asta washer, da? De fapt, hai să-l cumpărăm și pe ăsta. Să-l punem aici. Că se asamblează destul de rapid. Și după aia să punem și un duș. Washer, washer. Stai, ei. What? Stai așa. Dăm un tab acolo. Dăm înapoi. Washer. A, mașina de spălat. Ok. Învățăm lucruri noi. Așa. Bine. A, trebuie să... Bine, întâi trebuia să le scoatem astea și după aia dacă eram noi deștepți, dar nu suntem deștepți. Așa că o mai cumpărăm și o punem exact acolo. No, cum se asamblează asta? Stai că prima dată când o asamblăm. Vai de capul meu. 4 șurube, ok. Și atunci... A, ok. Te scoatem afară. Și astea alte. Și vedem aici frumos cuva. Bine, din spate, dar o vedem măcar. Așa, o fixează acum? Am înțeles. Și atunci, acum trebuie să strângem asta. Și după aia trebuie să le strângem și alea mai mari, mă gândesc, nu? Ia zi. Și atunci? Mai tot? Păi le-am strâns, stai și... A, ok, acolo. Ok, montăm în continuare. E asta, a, e asta, ok. Strânge-l acolo. Închide-l și pe ăla. Și ăsta, du-l la locul lui. Strânge-l acolo. Și nu mai trebuie să avem probleme. Vreo pată, ceva pe jos. A, și ăsta la mai mare. Gata. New skill point. Avem, n-am lăsat nimic acolo pe jos. Bun, și dă-i acolo un tab. Fast plastering, fast healing and paneling. Ok, ăsta ar fi mai ok, cred că. Vedeai, eu tot nu dau seama ce e hold to pick up. Dar nu e nimic acolo, stai. Pe perete, efectiv? Sau, a, uite, asta să fie. Da, de uite, asta să fie. Verde ăla sau kind of ce era. Aici, gata, rezolvat. Și uite aici, negru ăsta. Am sunat un pic rasist, așa când am zis de negru ăla. Bun, și mai avem două cămăruțe, nu? Mai avem camera asta, unde trebuie să vindem tot. Ok. Hai, tot e la vânzare. Tot e la vânzare. Și acum... Trebuie numai să mai curățăm pe aici, așa-i? Hai, că asta e destul de rapid. Și uite că am rezolvat o căsuță și 12.000? Wait, what? O să facem ceva bănuți atunci.
Stai, are acolo. Deci, a, nu, stai că îl vedem deja. Acolo-i. Și aici la geam. Bun. Și în partea alaltă. Hai să-l luăm pe tine. Băi. Hai înapoi. Gata. Pe tine. Cred că trebuie să ți punem acolo cam așa. Să mai cumpărăm un... Da, rămâne un calorifer normal. Înapoi. Ce-am mai cumpărat? Așa, caloriferul pus aici frumos. Montăm și noi. Și suntem gata, am pus și pătuțul acolo ca să nu fie nicio problemă. Nu putem să lăsăm, bine, nu cred că vine el așa pus. Nu cred că vine în partea asta, cred că vine cum l-am pus eu. Și eventual geamurile astea, că nu putem să lăsăm geamurile la oameni așa, adică cum, ori facem toată treaba, ori nu mai facem. Uite, măcar aici se vede de unde e curat și unde nu. Și atunci și geamul ăsta. No, ăsta da, hai. Măcar n-avem de vopsit, că la vopsit stăm destul de mult. Și bine, la vopsit cred că o să și tai pe filmare când o să fie. Pentru că momentan ne mișcăm destul de încet cu vopsitul. Și atunci mai avem numai camera asta, da? Bun. Pe asta, de fapt, asta ne-am de curățat așa, rapid, de montat un calorifer și gata. Place că mă opresc așa un și mă gândesc, băi, stai, cum mi se zice? E ciudată treaba asta când spui un cuvânt de 15.000 de ori și totuși după aia ești la modul, bă, dar stai ce? Bun, te mutăm noi pe tine mai încoace. Da, pe tine te punem acolo eventual. Hai să curățăm pe aici ce mai avem de curățat. Aici pe jos, scaunul ăsta ar trebui să fie ok. Da, pe tine te luăm de aici și te punem în partea aia. Atât. Pe tine cred că te putem pune așa. Și mai avem de curățat un pic. Eventual și aici sus. Băi. Băi. Cum cur... Ce... A, acolo jos. Ok. Mai avem de pus și caloriferul ăsta și suntem gata. Ia uitați. Așa mai central un pic. Mai centrat. Și apoi îl montăm și cred că după aia e gata casa, nu? Așa mă gândesc că după aia suntem gata și putem să încheiem și noi progres. Clean the window. Bun, bun. Cred că am uitat niște geamuri pe parcurs. Se poate să fi uitat niște geamuri. Am mai durat vreo 5 minute până am vopsit cămăruța, adică dacă nu mă înșel, nu asta. De fapt, bă, da, asta. Asta a fost camera pe care mă trebuia să o vopsim, adică am făcut-o toată albă și aici era un poster pe care trebuie să-l dăm jos. Se pare că nu trebuie să fie acolo. Oricum am făcut 16.000, așa că hai să dăm complet și gata, ne-a făcut mult mai mulți bani. O să ne permitem la un moment dat să ne cumpărăm și o casă din aia demențială, însă mai trebuie să vedem cum e treaba cu noile lucruri, da? Trebuie să vedem aici cu pereții, trebuie să vedem mai multe nebunii, însă asta în episoadele viitoare. Sper că v-a plăcut acest videoclip, dacă da, și ce aveți de făcut și ne vedem data viitoare. Până atunci, aveți și voi toate cele bune. Eu sunt Dușmen, la vedere!